Noroc. Duminica a avut loc marșul Fără Frică. Fără Frică este un marș în susținerea drepturilor comunității LGBT din Moldova. LGBT înseamnă lesbieni, gay, bisexuali, transexuali. Și eu, urmărind știrile, fiind inspirat din abundența de suflet, bun simț, credință a unor ienoreași. Niciodată din gomosocialiști nu a ieșit nici un copil. Stai puțin, gomosocialiști? Fiind inspirat din curajul oamenilor de pe internet care doreau moarte, sânge și răstignire celor care fac sex altfel decât ei o fac. Dacă o fac. Fiind inspirat din aceste elemente, am hotărât să tac puțin, să nu mă dau cu părerea, pentru că există alții care au spus-o mult mai bine. Și respectiv, acum vreau să vă arăt o bucățică de stand-up. Dintr-un stand-up a unui om foarte drag mie, pe care îl iubesc, dar nu l-am întâlnit niciodată. Se numește Louis C.K. și el ne vorbește nouă despre gay și despre cum unii oameni nu prea îi acceptă. Eu am tradus această bucățică și de-am să mă iertați, și eu leag de mat pe rimat, așa că feriți copiii la ecrane. Please enjoy, vorba lui Joe Bogza. Eu niciodată n-am înțeles oamenii care judecă pe alți oameni pentru felul în care ei fac sex. Unii chiar se enervează, rău de tot, pentru faptul că oamenii gay există. Ei se iubesc și fac sex între ei, nimic mai mult. Eu înțeleg că dacă gay erau să fugă pe stradă și fără a anunța oamenii, aveau să-i fut în cur. Fără ca măcar să te întrebe. Stai în rând la bancomat, fut! Da băi, Doamne, Dumnezeule! Oameni buni, numai și un bărbat m-a ftut în cur. Chiar rămâie, că serios. Блядь, фикс им панталони, сейчас панталони мейной. Психуня. Энка уру, да бля. Ну тут его касса, им посибил стаич на рынке. Dar în general, gay nu fac așa ceva. Oamenii chiar se enervează. N-aveți voie să vă căsătoriți. Ție și-ți pasă. Nu te du la nuntă. Stai acasă. Nu trebuie să cumperi niciun cadou. Care-i problema ta? Alții în general zic, da, și după asta un bărbat îți vrei să se însoare cu câinele lui. Nu și zăiebis, lasă-l măcar să-i o sugă dacă tare vrea. De ce asta contează pentru tine? Dar sunt și oamenii care abordează asta ca pe o problemă socială. Nu știți cazuri gen, nu știu cum o să-i explic eu copilului meu. That two men are getting married. Eu nu știu, asta e ca și eu stău de copil. Deci asta trebuie să fie problema tuturor. Doi bărbați se iubesc, dar nu pot să se căsătorească pentru că tu nu găsești 5 minute ca să explici copilului tău? Și cum în general îi pasă de copilul tău? Probabil îți fuți și el în cur. Ok. Asta a fost aleagă peste măsură. Stupid. Unicul lucru care pe mine mă deranjează e că tu n-ai voie să râzi pe seama gaylor atunci când ei sunt amuzanți. Și uneori ei chiar sunt amuzanți. Eu ne-am trăit o bună parte din viața la New York și în cartierul meu toți erau gay. Unii erau pur și simplu oameni care merg pe stradă, dar alți gay purtau shorts cu șuboțele verzui, cu un top mai sus de buric, cu un șuierac pe chept, stă în plină stradă și spune salut, așa e de cald afară! Și asta nu e un stereotip, asemenea personaje există cu miile. Și eu când îi văd, încep a râde foarte zgomotos, eu asta fac. Oamenii zic, hei, nu râde pentru că el e gay. Eu nu râd pentru că el e gay. Eu râd pentru că arată ciudat și e de râs și e super amuzant. Cum ar trebui să reacționez? Hei, salut! Da, bună ziua, seriozitate, da. Stupid. Știți ceva? De fapt, unicul tip căruia eu ieș sujă, luând în considerație cine e el, este actorul Ewan McGregor. Eu vă spun foarte sincer, eu n-am nicio înclinație homosexuală. Cu excepția faptului că eu l-am întâlnit pe actorul ăsta. Eu lucram la nu știu ce ceremonie de premiere și el era acolo. Când l-am văzut, am zis, fuck, de parcă am fost luat de vânt. Doamne Dumnezeule, el e așa de frumos. Și el m-a privit și mi-a zis, salut, la care eu am început stremur, Like, fuck! Fucking gorgeous! Și peste un timp eu eram cu privire fixată într-un punct și analizat că eu de fapt, de timpul ăsta, jisam cu ochii deschiși despre cum eu trag lui Ewan McGregor. Like, seriously, I'm not... Și eu repet, eu nu sunt gay în niciun fel, cu excepția faptului că eu vreau să-l fut, și vreau eu să-l fut și vreau și el să mă fut pe mine. Me, I do, I want him to fuck me. Veniți, vă rog, la spectacol.
vă rog frumos la stand-up.